Dumnezeu a rânduit ca lângă părintele Cleopa să fie mulți ani părintele Varsanufie, și nu numai în mănăstire, ci și în pribegie. Părintele Cleopa era căutat toată ziua, părintele Varsanufie mai puțin. Părintele Cleopa avea darul de a vorbi, părintele Varsanufie vorbea foarte puțin sau citea din vreo carte câteva sfaturi. La părintele Cleopa veneau și patriarhii și episcopi și miniștri și rege și străini, la părintele Varsanufie doar câțiva români. Totuși, cuvântul duhovnicului trebuie ascultat de fiecare ucenic sau fiu duhovnicesc. De multe ori, când erau împreună pe cerdac, îl puteai auzi pe părintele Cleopa spunând: „Voi știți ce dar mare are Varsanufie. Dacă îți pune mâna pe cap, fug toți dracii de la tine și dacă nu-l asculți, praf te faci. De el să ascultați. El e duhovnicul meu.” Într-o sâmbătă dimineața, după ce părintele Cleopa și-a terminat pravila, iese din chilie și zice părintelui Varsanufie: „Varsanufie, blagoslovește să merg la stupină.” Dar duhovnicul îi răspunde: „Nu te duce. Stai aici că vin oamenii și te caută.” „Varsanufie, blagoslovește să merg la stupină”, spune din nou părintele Cleopa. „Nu. Stai aici că acuși vin oamenii.” Totuși părintele Cleopa pleacă spre stupină. Ajungând la ușa de la intrare, scoate cheia din buzunar să deschidă, dar nu poate. Încearcă din nou. În zadar. Bate în ușă, strigă. Nimic, niciun răspuns. Părinții de la stupină erau cu toții plecați jos în mănăstire. Mai încearcă să deschidă ușa cu cheia, dar nu poate. Și totuși era cheia de la stupină, dar lacătul nu se deschide. Fiind și cam frig afară, renunță. Se întoarce. Intră în chilie la părintele Varsanufie, îi face metanie până la pământ și zice: „Varsanufie, blagoslovește și mă iartă că nu te-am ascultat.” Și povestește totul. „Dumnezeu să te ierte, dar să nu mai faci.” Ne-a povestit și nouă: „Ați văzut ce dar mare are pleșuvul?” Așa îl galintau părintele Cleopa pe părintele Varsanufie. „Dacă nu-l asculți, praf te faci.”